O expoziție temporară dedicată medicinei și mai ales chirurgiei a fost deschisă astăzi la Muzeul de Istorie, în prezența unor personalități culturale romașcane, dar și a medicilor, care de-a lungul timpului au contribuit astfel încât istoria medicinei locale să nu fie lăsată uitării. Și pentru că vorbim de primul război mondial, dacă este vorba de un conflict militar, de o conflagrație mondială, așa cum a fost cel de la începutul secolului, dincolo de latura militară, la care ne gândim cu toții, o componentă de bază, un astfel de conflict, o are și partea de medicină. Acele spitale de campanie care sunt necesare pentru că e firesc ca orice conflict să se soldeze și cu victime și cu răniți. Ei bine, acesta este și scopul acestei activități de astăzi, pentru a se evidenția prin obiecte care, în marea lor majoritate, provin din colecția proprie a Muzeului de Istorie din Roma. Expoziția deschisă la Muzeul de Istorie este rezultatul unei munci de 5 decenii. O contribuție importantă la dezvoltarea acesteia au avut-o medicii Florin Pavelescu și Dan Arvătescu. Această operațiune de salvare a unei colecții aflate în pericol de a dispărea iese în bună parte și în munca colegilor noștri, inclusiv a șefului nostru de secție aici de față, care s-a străduit să găsească o soluție pentru adăpostirea ei, suferind și noi de lipsă de spațiu, inclusiv a regretatului director, domnul Gheorghe Dumitroaia, care iarăși a pus piciorul în prag și a hotărât aducem această colecție la Muzeul de Istorie din Roma, unde și are locul, salvând în felul acesta munca de peste 5 decenii a doctorului Epifanie Cozărescu și nu numai a lui. Pe de altă parte, trebuie să spun că dacă ne revedem astăzi, sub genericul chirurgiei, este meritul doctorului Arvătescu, pentru că a venit cu ideea de a face o astfel de temă la roman, având slavă Domnului cu cine lăuda. Mă refer aici la figurile reprezentative ale vieții chirurgicale la roman și acest lucru este ilustrat în expoziție. O primă expoziție pe tema medicinei locale a fost organizată în urmă cu 10 ani la roman, cu sprijinul medicului chirurg Dan Arvătescu. Acum, publicul romașcan poate afla detalii despre evoluția chirurgiei în vreme de pace și de război, vizitând expoziția temporară care va fi găzduită de Muzeul de Istorie până în luna septembrie.